Potrivit prevederilor legii sistemului public de pensii, în anul 2013 pot ieși la pensie pentru limita de vârstă bărbații născuți în perioada iulie 1948, care au vârsta de 64 de ani și 5 luni împliniți în ianuarie, martie 1949, care au 64 de ani și 8 luni împliniți în decembrie. O altă condiție în afara celei de vârstă pentru ieșirea la pensie de drept este îndeplinirea stagiului complet de cotizare de 34 de ani, urmă care acelui minim permis de legislație, 14. Tot în acest an pot solicita pensie pentru limite de vârstă și femeile născute în perioada iulie 1953-martie 1954, care au stagii complete de cotizare de 29 de ani, respectiv măcar stagii de cotizare de 14 ani, cele minime permise. În cazul bărbaților și femeilor care au depășit cu cel puțin 8 ani stagiul complet de cotizare, poate fi solicitată pensionarea anticipată cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, iar în cazul celor ale căror stagii de cotizare depășesc cu cel mult 8 ani stagiul complet, poate fi cerută pensionarea anticipată parțială. Dacă în cazul pensiei anticipate nu apar discrepanțe financiare față de pensia pentru limită de vârstă, cu totul stau lucrurile în cazul pensiei anticipate parțiale. Cei care alegă această variantă de retragere din activitate trebuie să știe că vor suporta consecințe pecuniare importante. Articolul 65 din legea cu numărul 236 din 2010 prevede că procentul de penalizare este de 0,75% pe lună, indiferent de anii de muncă acumulați peste vechimea integrală. În aceste condiții, cei care se pensionează anticipat parțial pierd chiar și 45% din pensie. Penalizarea se menține până la împlinirea vârstei standard de pensionare. În plus, ei nu vor mai avea dreptul să lucreze cu contract individual de muncă până la împlinirea vârstei standard de pensionare sub sancțiunea suspendării drepturilor de pensie și returnarea sumelor deja încasate.